Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. Mărire ție, Doamne! În acel timp, urcând Iisus spre Ierusalim, i-a luat deoparte pe cei 12 discipoli și le-a spus pe drum: Iată, noi urcăm la Ierusalim și Fiul omului va fi dat pe mâinile arhiereilor și ale cărturarilor, îl vor condamna la moarte, îl vor da pe mâinile păgânilor ca să fie batjocorit, biciuit și răstignit, dar a treia zi va învia. Atunci s-a apropiat de el mama fiilor lui Zebedeu cu fiii ei, s-a prosternat înaintea lui ca să-i ceară ceva. El i-a zis: Ce vrei? I-a spus: Poruncește ca acești doi fii ai mei să stea unul la dreapta și unul la stânga ta în împărăția ta. Atunci Iisus, răspunzând, a zis: Nu știți ce cereți. Puteți să beți potirul pe care am să-l beau eu? I-au spus: Putem. El le-a zis: Potirul meu îl veți bea, însă a sta la dreapta și la stânga mea nu ține de mine să dau, ci este pentru cei cărora le-a fost pregătit de Tatăl meu. Când au auzit ceilalți 10, au fost cuprinși de indignare față de cei doi frați. Dar Iisus, chemându-i, le-a zis: Știți că cei care conduc neamurile le domină și cei mari își fac simțită puterea asupra lor. Între voi să nu fie așa. Dimpotrivă, cine vrea să devină mare între voi, să fie sclavul vostru, și cine vrea să fie primul între voi, să fie servitorul vostru, așa cum Fiul omului nu a venit ca să fie slujit, ci ca să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Cuvântul Domnului. Lăudați să fie Iisus și Maria. Iubiți credincioși, în săptămânile trecute ne-am oprit asupra primelor 6 fapte de milostivire trupească: a da de mâncare celui flămând, a da de băut celui însetat, a-l îmbrăca pe cel gol, a-l adăposti pe străin, a-l vizita pe cel bolnav și a-l vizita pe cel închis. În această seară îl rog pe Duhul lui Dumnezeu să pună în inima și în viața dumneavoastră o faptă de milostivire sufletească. A sfătui pe cei aflați în îndoială. Este o ocazie potrivită, cred, de a vedea ce importanță are cuvântul în viața noastră. Cuvântul are puterea de a ridica, dar și de a dărâma. Cuvântul ne umanizează. Animalele sunt necuvântătoare. Omul cuvântează. Există cuvinte de aur, cuvinte de argint, care rămân întipărite pentru totdeauna în viața noastră, în memoria noastră. Dar există și cuvinte, mai ales cele rostite de alții, care poate de multe ori ne-au dărâmat, ne-au tăiat elanul de a zbura. Iisus ne ajută să înțelegem că nu există cuvânt pe care noi să-l rostim, pe care Tatăl să nu-l cunoască, iar în ziua judecății vom fi judecați și după fiecare cuvânt pe care l-am rostit. Această realitate a sfatului e o realitate destul de complexă. De atâtea ori, cred, v-ați aflat în situația de a da sfaturi, dar ați observat
că sfaturile pe care le-ați dat n-au fost ascultate. Altădată, ați avut nevoie de un sfat, dar n-ați găsit pe cineva care să vă ofere acel sfat. Și cu toate acestea, culmea, toată lumea parcă se pricepe la a da sfaturi. Ei bine, a sfătui pe cei aflați în îndoială. Cred că fiecare dintre noi ne-am aflat la un moment dat în viață în situația celui care a dat sfat. Pentru că nimeni nu e atât de sărac încât să nu poată oferi un sfat. Dar, totodată, nimeni nu e atât de bogat încât să nu aibă nevoie de sfatul celuilalt. De aceea le iau pe rând a sfătui și a fi în îndoială. Ce înseamnă a sfătui? În limba latină, consilium, face trimitere la un precept, la un gând pe care cineva ți-l dă și în care te încrezi. A te încrede în gândul cuiva, în cuvintele pe care celălalt ți le spune, nu anulează libertatea pe care tu o ai. Sfatul rămâne un sfat. Tu îți păstrezi libertatea, iar decizia îți aparține întotdeauna. Mai mult, a sfătui poate îmbrăca diferite forme. Poate fi un îndemn, poate fi o sugestie, poate fi o dojană. Toate acestea fac parte din această categorie largă a sfatului. Dar a da un sfat nu înseamnă a-i spune cuiva ce trebuie să facă. Tu trebuie să faci asta. Ci a da un sfat înseamnă a-l ajuta pe celălalt să descopere în el însuși acel sfat, acel gând care este acolo și pe care n-a avut încă curajul să-l pătrundă, să se uite la el. Mai mult, eventual, îi pot sugera diferite posibilități la care nu s-a gândit până atunci. A sfătui, a da sfat. Dacă privim în Sfânta Scriptură, tânărul Tobia primește de la tatăl său acest sfat. Să ții cont întotdeauna de sfatul celor înțelepți. Întotdeauna să împlinești sfaturile bune. Modelul ideal de sfătuitor va fi însă întotdeauna Iisus Hristos. Vedem persoane de la care învățăm ce înseamnă a sfătui și în Maica Domnului, și în apostoli, în profeți. De exemplu, Maica Domnului, vedem că după buna vestire merge să o viziteze pe Elisabeta, al cărei soț era în îndoială. La nunta din Cana îi sfătuiește pe slujitori să facă tot ceea ce va spune Iisus. În ceea ce îl privește pe Iisus, autoritatea sfatului său vine din jertfirea de el însuși. Iubirea aceea pe care ceilalți au descoperit-o în el i-a făcut să se încreadă în ceea ce el spune. De fapt, autoritatea unui sfat pe care îl dai vine din iubirea pe care o pui în ceea ce faci. În cât de adânc îți asumi problemele, dificultățile prin care celălalt trece. Ce înseamnă, de fapt, a da un sfat? Sau, mai concret, cine este cel care dă un sfat? A da un sfat este un har, este o artă, al cărei protagonist principal va trebui să fim conștienți că nu suntem noi, ci este Duhul Sfânt. Ni se întâmplă de atâtea ori când vrem să-L sfătuim pe cineva ceva, să nu țină cont sau sfaturile noastre să se lipească de el ca nuca de perete. Ca preoți, ni se întâmplă de multe ori ca pregătindu-ne bine pentru o predică, încrezându-ne prea mult în forța cuvintelor noastre, de fapt, ele să nu ajungă acolo unde ar trebui. Căci, în realitate, cel care face cuvintele să ajungă la inima omului nu suntem noi, ci este Duhul Sfânt. Cel care dă sfat să perceapă acest lucru, că cel care sfătuiește
este în primul rând Duhul Sfânt, iar El are nevoie de umilință. Apoi, un adevărat sfătuitor este o persoană milostivă. Iar o persoană milostivă, atunci când dă un sfat, nu așteaptă ca celălalt să răspundă în mod imediat. Nu așteaptă recompensă, ci își asumă toate reacțiile pe care celălalt le-ar putea avea. Este dispus să plătească preț pentru sfatul pe care îl dă. Mă gândesc aici la Ioan Botezătorul, la sfatul pe care i-l-a dat lui Irod. Și pentru asta a plătit cu viața lui, capul lui acolo pe o tipsie. Cel care dă un sfat e milostiv, adică dă sfatul indiferent de răspunsul celuilalt, chiar cu riscul de a fi îndepărtat, de a fi pedepsit. Mai mult, unul care dă un sfat bun este o persoană realistă. Ce înseamnă să fii o persoană realistă? Înseamnă că înțelegi situația concretă în care se află celălalt. Te apropii de el, îl cunoști. E ușor să dai sfaturi de la distanță, fără să empatizezi cu cel căruia îi oferi un sfat. Mai mult, nu dai sfaturi ideale care nu se pot împlini niciodată. Ești realist, cunoști. Mai mult, a fi realist presupune a conștientiza dificultățile pe care le poți întâmpina. Să găsești respingere, refuz din partea celuilalt. A da un sfat înseamnă a accepta că momentul în care celălalt va răspunde s-ar putea să întârzie. E posibil să nu fii luat în seamă, să nu fii ascultat. Mă gândesc la părinți. De câte ori au impresia că vorbesc singuri atunci când dau sfaturi copiilor lor? Îmi spunea un părinte odată: părinte, uneori îmi vine să nu le mai spun nimic, dar aș vrea ca mai târziu ei să știe ceea ce am gândit. Mai mult, un om care dă sfat trebuie să fie un om sensibil. Sensibil la suferința celuilalt. Noi spunem că nu ne place sfatul cuiva, texte, e luat din cărți. Un sfat trebuie să pornească din inimă și să ajungă la inimă. Este un dialog al inimilor. Mai mult, sfatul nu forțează, întotdeauna respectă libertatea celuilalt. Eu nu merg la acela și spun, de exemplu, tu trebuie să slăbești. Nu. Acesta nu ajunge la inima lui. Sfatul trebuie să meargă acolo unde el simte nevoia, unde are nevoie să-l atingă. Nu forțează niciodată. Sfatul trezește. Se poate întâmpla ca și atunci când vine vorba de credință să ne trezim mari sfătuitori. Asumăm adesea în ale credinței un rol de sfătuitori cu forța. Poate chiar impunem credința noastră altora. Zilele trecute am găsit într-o carte recent apărută o experiență a unui filosof american, Mike Gold, care povestește că în copilărie, el era evreu, a crescut într-un ghetou, într-o capitală, iar mama lui i-a zis să nu iasă de pe cele patru străzi, să nu se îndepărteze. Dar într-o zi, curiozitatea i-a fost prea mare și a ieșit în afară. Și acolo l-au văzut niște băieți, niște tineri, care i-au spus: tu ești evreu? Zice el: nu știu. Până la urmă l-au identificat. A, tu ești evreu. Deci tu ești asasinul lui Hristos. Și l-au bătut crunt până la sânge. Mai târziu, la vârsta bătrâneții, lua masa împreună cu niște tineri vagabonzi, cu oamenii străzii, în care de fapt era Hristos. Era într-o casă îngrijită de niște surori. Iar una dintre surorile care era acolo spune: acest filozof nu l-a acceptat niciodată pe Hristos, deși l-a întâlnit în fiecare zi. Nu l-a acceptat pentru că primii care i-au pronunțat numele
s-au purtat cu atâta violență cu el. De multe ori, când încerc să-l forțezi pe celălalt să-l primească pe Hristos, să-l accepte pe Hristos, riști să-i faci o reclamă proastă lui Hristos. Și e posibil ca niciodată în viața lui să nu-și mai dorească să-l întâlnească pe Hristos. În ceea ce privește dubiul, dubiul este o posibilitate pe care o ai de a face ceva alegând între două variante. Există mai multe tipuri de dubiu. Există un dubiu pozitiv și există un dubiu negativ. Dubiul pozitiv este vital, este fundamental pentru om, pentru că de acolo se poate naște dorința de a cunoaște, de a ști. Te provoacă ca să găsești un răspuns, iar dacă el este înrădăcinat în valori, într-un discernământ concret, atunci el poate aduce roade, poate fi motorul dezvoltării, al maturizării și al creșterii tale. Dar atunci când ne întâlnim cu un dubiu negativ, avem în fața noastră oameni care nu mai sunt deschiși să primească un sfat de la nimeni. Oameni care au căzut în scepticism, chiar în indiferentism, ei nu mai primesc sfaturi. Și de aici ajung foarte ușor la greșeli mult mai grave. Ori pentru aceștia, chiar pentru aceștia, e important ca acolo să se găsească într-o zi un sfătuitor milostiv. Unul care este lângă ei în ciuda încăpățânării lor. Căci dacă acea coardă sensibilă a iubirii încă vibrează, într-o zi se vor trezi și vor descoperi iubirea din tine și astfel îl vor găsi pe Hristos. Mă gândesc aici la atâtea soții și chiar și soți, la atâția părinți care nu mai găsesc răspuns în inima și în viața celor de lângă ei. Un soț și o soție. Povestea odată o soție despre soțul ei care la un moment dat a căzut în patima băuturii. Îi venea să plece, să-l lase singur. Dar spunea ea, dacă îl voi lăsa, ce se va întâmpla cu el? Și a stat acolo cu o viață eroică, iar la un moment dat, după mulți ani, el își dă seama că, de fapt, prin ceea ce face, își rănește soția și mărturisește chiar el, părinte, dacă soția mea m-ar fi părăsit atunci, eu nu m-aș fi trezit niciodată. Aș fi căzut și mai adânc. Asta înseamnă o iubire milostivă, un sfat milostiv, adică să rămâi acolo, chiar când toți pleacă. Există însă, când vine vorba de sfat, de a da sfat celor care sunt în îndoială, diferite greșeli pe care noi oamenii le putem face. Sigur, dacă privim obiectiv în jurul nostru, descoperim lucruri pozitive mai întâi. Atâția oameni, mai ales în domeniul religios, care și-au găsit în duhovnic, în preotul spiritual, un adevărat sfătuitor. În lumea științei s-a demonstrat că atunci când oamenii pun împreună sfaturile lor, pot realiza lucruri mărețe. Spune un proverb, dacă vrei să ajungi repede undeva, mergi singur. Dar dacă vrei să ajungi departe, mergi împreună cu un altul. Sfatul te ajută să crezi, să te dezvolți. Dar, spuneam, există și abuzuri. Unul dintre ele îl fac cei care au o părere foarte bună despre ei. Și pentru că au o părere foarte bună despre ei, cad în mândrie și se apropie de ceilalți privindu-i de sus. Ori, în această situație, între cel care desfă și cel care ar trebui să îl primească, se creează distanță și nu mai ajută la nimic. Umilința e fundamentală pentru cineva care vrea să dea un sfat. Va trebui să accepte că nu deține adevărul absolut, că și în celălalt s-ar putea să găsească o fărâmă de adevăr. Când te apropii pentru a da sfat, coboară lângă celălalt. Apoi, un alt abuz are loc atunci când primim sfaturi de la oricine.
Nu întotdeauna cei care ne dau sfaturi, de care ne lăsăm sfătuiți, sunt persoane competente pentru a face asta. Vă aduceți aminte întâmplarea aceea cu Michelangelo, care vrând să sculpteze ceva într-un bloc de marmură, a mers în afara orașului și întreabă, cum ar trebui să dau cu dalta? Și atunci trecătorii își dau fiecare cu sfatul, iar la sfârșit a ieșit o ciudățenie. Dar apoi a luat un alt bloc de marmură, s-a dus în atelierul lui și a ieșit o capodoperă. Mă gândesc, tu, pe cine ai ca sfetnic în viață? Cine este sfetnicul numărul unu din viața ta? Pentru Iisus, pentru Maria, pentru Sfântul Iosif, Dumnezeu era primul sfetnic. Pentru tine, creștinule, care este cel mai bun sfetnic? Oare vecina de la etajul 3 sau 4 și a ajuns la episodul 3750 și nu știu cât din episodul serialului Inimă Sălbatică? Cine este sfetnicul tău numărul 1? Apoi, atunci când primim un sfat sau dăm un sfat, e important să punem pe primul loc interesul celuilalt, binele lui, nu binele nostru. Poți să-i dai un sfat cuiva, dar de fapt să-ți aperi coșocul tău. Și atunci, unde mai este milostivirea? Unde mai este binele pe care îl faci? Vine în minte un fel de poveste, ci că era odată în pădure o bufniță și o rândunică frumoasă, s-au întâlnit și au început să se certe. Care are cei mai frumoși ochi din lume? Și bufnița, eu i-am cei mai frumoși, rândunica, ba eu, și s-au certat așa o cale lungă și la un moment dat bufnița îi spune, uite cum facem, prima pasăre pe care o întâlnim o întrebăm. Și ce va spune e, ea așa va fi, iar cine pierde, îi se vor scoate ochii. Și prima pasăre pe care au întâlnit-o a fost o cioară. Când o vede, bufnița întreabă, cioară, cioară, nu e așa că eu am cei mai frumoși ochi din lume? Cum să nu? Doar tu știi asta. Și atunci, iată rândunică a rămas fără ochi. Și așa stătea rândunica într-un luminiș și plângea. S-au apropiat de ea celelalte rândunele și au întrebat-o, de ce plângi? Plângi că ai rămas fără ochi? La care ea răspunde, nu de asta plâng, ci plâng pentru că m-am lăsat judecată de o cioară. Cine te sfătuiește? Cel care are interes? Tu, cu ce gând îl sfătuiești pe altul? Gura lumii nu poți închide niciodată. Dacă te iei după sfatul oricui, n-ajungi nicăieri. Apoi, un alt abuz care se face este un atașament prea mare față de părerea proprie. Ținem atât de mult la ceea ce gândim noi, încât am devenit aproape violenți cu alții care gândesc diferit de noi. Amintesc o întâmplare la școală. Un grup de colegi o întreabă pe o alta, ce părere ai despre ceea ce vrem noi să facem? Și ea, franș, le spune direct, nu sunt de acord și le argumentează. La care ei răbufnesc violența aproape. De ce gândești așa? De ce spui asta? La care ea le spune liniștită, dar nu mi-aș cerut părerea? Mi-aș cerut cumva să spun ceea ce vreți voi să spun? Un om care nu acceptă că există diversitate, că alții văd lucrurile altfel, face un deserviciu sfatului. Să nu impunem sfaturile noastre altora. Apoi, sigur, se poate ajunge la manipulare. Oameni care se folosesc de toate resorturile interioare ale sensibilității pentru a ne fura decizii, pentru a ne fura inima, mintea, nerespectând uneori nici libertatea noastră. Și mai există un abuz, abandonul responsabilității. Ajungem uneori să nu mai avem opinia noastră, să nu mai gândim cu capul nostru, să-i lăsăm pe alții să gândească. Ori în creștinism e important să gândești, să ai un simț critic, sănătos, nu să pui totul pe spinarea majorității și a celor care au gura mare. Nu aceștia
Nu majoritatea are întotdeauna dreptate. De aceea, dezvoltă-ți un mod de a gândi ca să poți să dai un sfat concret și bun. Bine, spre final, trei lucruri concrete pe care le putem face noi pentru a trăi acest sfat, pentru a împlini acest gând de a-i sfătui pe cei aflați în îndoială. Am descoperit că pentru a-i putea sfătui e nevoie de fraternitate și respect. Primul lucru pe care îl putem face este să lucrăm mai mult la relațiile dintre noi. Nu poți să-l schimbi decât pe cel pe care îl iubești. Adică atunci când cineva se va simți iubit de tine, abia atunci se va lăsa schimbat de sfatul tău. E primul pas. Când vrei să-i oferi cuiva un sfat, apropie-te de inima lui, împrietenește-te cu el. Odată un soț se întreba ce să mai facă când nu-l mai înțelege soția și primește un sfat scurt și direct: recucerește-o. Pentru că abia atunci vei ajunge la inima celuilalt. Iar pentru cei din familie, o știți bine, nimeni nu are putere mai mare de influență asupra soțului decât soția. Un alt gând sau un alt lucru pe care îl putem face este să devenim conștienți de limitele pe care le avem, și asta înseamnă umilință. Adică să recunoaștem că avem nevoie de sfat, că nu suntem perfecți. Să nu te opui niciodată cuiva care îți dă un sfat bun. Spune cartea Proverbelor că sfaturile multe sunt cele care te ajută să găsești drumul just în viață, să crești, să te dezvolți. Și un al treilea lucru practic la care vă invit când vine vorba de sfat, pentru că toți avem nevoie de un sfătuitor bun, este de a ne găsi un duhovnic, un părinte spiritual, cum spunem noi, care să ne călăuzească pe drumul acesta care merge spre cer, spre paradis. Când îți alegi un duhovnic, un părinte spiritual, nu-l analizezi după frumusețe, după cum știe să vorbească, ci după modul în care poate să-ți fie partener de mântuire, dacă el este capabil să te conducă la Dumnezeu. Uneori s-ar putea să te facă praf, dar apoi e capabil să te reconfigureze și să te înalțe împreună cu el în veșnicie. Acesta e drumul. E bine, povestea de final. Odată un țăran, un agricultor, a găsit niște ouă de vultur undeva pe câmp. Nu știa ce sunt, le-a dus acasă, le-a pus la cloșcă. Au ieșit puii de vultur și au crescut acolo în curte împreună cu puii de găină. Într-o zi a văzut niște păsări pe sus și le-a întrebat pe celelalte găini: dar ce sunt acelea? Acelea sunt niște vulturi, niște păsări nobile, dar noi suntem niște găini și de aceea stăm pe pământ. Și spune povestea aceasta că vulturul acela a rămas toată viața lui pe pământ pentru că nimeni nu i-a spus că este vultur, iar el ar putea să zboare. Un sfat bun este un sfat prin care îl înveți pe celălalt să zboare, să se ridice mai sus. Un sfat rău este un sfat care te ține agățat de pământ, care te trage în jos. De aceea, vă invit să fiți buni sfătuitori, adică să-i ajutați pe oameni să se îndrepte spre cer și să primiți în viața dumneavoastră acele sfaturi care vă ajută să vă îndreptați spre cer. Amin. Lăudați să fie Iisus și Maria.